Fiare hămesite și rănite, așa sunt Petrolul și Dinamo în viziunea lui Mulțescu. Antrenorul găzarilor susține că și-ar fi dorit să înfrunte Dinamo mai repede pentru că nu avea timp să-și lingă rănile. Dar și așa merge la victorie în Ștefan cel Mare. Dacă Dinamo e ca o fiară rănită, Petrolul cum? Noi suntem, cum să vă spun, ca o fiară flămândă, care trebuie fiecare etapă să mâncăm, să adunăm puncte. Și ăsta e un atu pentru Petrolul? E un atu pentru noi, e un atu pentru că fiara când atacă, când e flământă, când am mâncat vreo două antilope, poate să treacă pe la nasul ei. Din un antilop, nu știu ceva, e chiar o girafă, e greu de mâncat. Conducătorul Haitei se teme de arbitraj, dar speră ca partea de hazard să nu fie influențată de fluieraș. El își aduce aminte de un episod din turul campionatului, când a venit cu sportul la Dinamo. Dar chiar nu vezi? Așa, chiar nu vezi? Păi te rog frumos. L-a chemat pe arbitru. Ce, domnule, pe mine să mă jignească să-mi spună că nu văd? Păi, dar ce sensibil ești tu, mă, frate. Eu mor de inimă pe margine. Tu îi lași pe aia câte 3 metri. De 12 ani, Petrolul nu a mai câștigat la Dinamo, de pe timpul când Todorana înscria pentru găzari, iar Răducioiu pentru dinamoviști.